Bine v-am găsit, dragilor, la o nouă săptămână de Sport Arena la zi. Suntem live aici pe Metropola TV, dar și pe Sport Total FM. Nu o să o lungesc cu vorbăria, alături de mine în studio este și Ionuț Florea, colegul nostru. Bună, Ionuț, bine ai revenit, o săptămână bună. Bună, Alice, bine te-am regăsit, cu siguranță. Vreau să simt, știi, că e o săptămână bună și tocmai de asta am spus să completăm lista campionilor noștri și să-l aducem astăzi în platou pe Rareș Toader. Bună, Rareș, bine ai revenit pe la noi! Bună, bine te-am regăsit și mulțumesc de invitație. Noi mulțumim că ai acceptat să vii pe la noi din nou, pentru că a trecut ceva timp de când nu ne-am mai văzut și, bineînțeles, câteva evenimente. Cel mai important, cu siguranță, participarea ta la Jocurile Olimpice de la Tokyo din anul acesta. După amânări, după un an de pandemie, tot în pandemie te-au găsit și perioada asta, din păcate. Și aș vrea să ne povestești un pic despre experiența ta de la Tokyo. Cum a fost? Ai ajuns, așa cum ne-ai spus, cu două săptămâni mai devreme pentru a sta într-un cantonament, într-o izolare. Mă rog, pseudo-izolare, cum ar veni, o perioadă de adaptare, ne place să-i spunem mai bine, cumva. Da, într-adevăr, a fost o perioadă de adaptare premergătoare Jocurilor Olimpice. A avut loc în orașul Matsudo, foarte aproape de Tokyo, și acolo am fost izolați. Și când spun izolați, aveam voie doar să mergem la antrenament, supravegheați. Totdeauna era cineva care ne urmărea, între ghilimele, și venea cu noi la antrenament, aștepta să ne facem treaba. Voluntarul celor de la Exact, Tokyo, nu? Erau mai mulți și ne urcau o mașină, ne duceau la hotel unde eram închiși, n-aveam voie nici măcar să ieșim în recepția hotelului. Niște condiții drastice. Eram testați anti-COVID în fiecare zi, ceea ce a fost o presiune în plus. Îți dai seama, pe lângă presiunea clasică, că ești la o competiție de asemenea învergură, mai vin și regulile astea în plus, antipandemice, care te dau cu totul peste cap, dar cine a putut să facă față a mers înainte, cine nu, s-a văzut în teren. Vreau să întreb, pentru că există un sistem de a te califica la Jocurile Olimpice, ce puțin la proba pe care tu o reprezinți, aruncarea ciocanului, trebuie să atingi un anumit barem, 21,10 metri, dacă nu mă înșel. Exact. Ai avut oarecare emoții înaintea Jocurilor Olimpice că nu vei atinge acest prag, înainte de deplasarea ta în Cehia, la Brno, unde pur și simplu ți-ai obținut biletele pentru Tokyo? Bună întrebare. Știu că ai fost aproape, erai 0,6 la un moment dat, nu? 21,06. Da, am fost întrebat de media și de dumneavoastră cu un an înainte de jocuri, dacă sper să mă calific și dacă cred în mine și în șansa mea de a mă califica la jocuri. Și la momentul respectiv am spus că da, că simt că pot să îndeplinesc acest barem. Am fost foarte aproape înainte să înceapă pandemia, deci în februarie 2020 am fost aproape de acest barem de 21,10, când am câștigat campionatele naționale indoor de sală. Și după toate statisticele mele și ale antrenorilor mei și al staff-ului meu, trebuia să arunc acest barem în vara următoare. Deci, practic, după câteva luni. Și, din păcate, s-a întâmplat ce s-a întâmplat și a intervenit pandemia. A trebuit să intrăm în carantină, să ne antrenăm fiecare cum poate. După posibilități. După posibilități, da. Și, în cazul ăla, am mers mai departe. Fiecare sportiv, eu cred că și-a recalculat șansele. În cazul meu am fost mai avantajat, pentru că sunt destul de tânăr pentru proba mea, pentru aruncarea greutății, și a contat acel an în plus. Am avut timp mai mult de pregătire și iată că automat a venit și calificarea. Dar a fost un an oarecum sub semnul pandemiei, iar tu reprezinți un sport care nu poate fi antrenat într-un loc închis. Da? Dacă ceilalți sportivi au mai făcut exerciții în sufragerie. Am înțeles că tu, acolo unde stai, ai încercat să-ți improvizezi un loc astfel încât să poți măcar să-ți menții tonusul, pentru că fiind la aruncarea greutății, da, este foarte greu să te antrenezi într-un loc restrâns. Ai nevoie de forța aceea pe care trebuie să o imprimi pentru a-ți putea mări șansele de a obține timpii de care tu ai nevoie. Cum ai reușit să gestionezi? Da, bineînțeles că a trebuit să iau în calcul toate variantele posibile. La momentul respectiv mă aflam în București, când a început pandemia,
și urma să plec într-un stagiu de pregătire în Snagov, după care m-am gândit puțin unde ar fi cel mai ideal ca să pot să mențin tonusul de care spuneai tu. Și bineînțeles că în primul rând m-am gândit că am o curte foarte spațioasă, greutățile, adică tot ce înseamnă de infrastructura ce ține de proba mea, le aveam la dispoziție, le-am urcat în mașină și le-am dus acasă. Și am încercat să mă organizez acolo la mine în grădină cum am putut. Din păcate m-am ales cu entorsă la sfârșitul carantinei și după un an de la acea întors am obținut calificarea. Știu că ai venit la noi și nu erai accidentat de foarte, foarte mult timp, dar încă spuneai că se mai resimt niște treburi acolo. Da, și, da. Atunci eram viteaz când spuneam asta. Erai optimist. Da, eram optimist, da. Cum s-a resimțit pentru tine acea accidentare? Pentru că și de data trecută când am vorbit, nu erai cel mai optimist, adică erai rezervat cumva în opinii și acum, cu toate astea, iată că anul ăsta... Uite, știi, strângem opinii de fiecare dată și sunt oameni, nu-i așa, Ionuț, care ne spun... N-a fost bine că s-a amânat un an, alții, uite cum era, și care, băi, a fost bine că s-a amânat un an, pentru că, uite, șansa mea a venit acum, a fost momentul tău. Exact, exact. Pot să spun că e ca și în viață, ce ne face bine nouă, unora le face rău. Clar. Exact așa s-a întâmplat și cu aceste jocuri. Deci, când s-a întâmplat de am fost accidentat, eram puțin îngrijorat, dar asta a fost datorită faptului că eram sub acea presiune a accidentării și mă resimțeam. Ușor, ușor, de la zi la zi, de la săptămână la săptămână, văzând că pot să-mi fac treaba cât de cât, am insistat, mi-am revenit și am reușit să obțin și baremul. Dar până la barem am mai avut câteva competiții, unde eu am crezut că mă pot califica, aruncasem 21.04 metri, unde am egalat fostul record național în aruncarea greutății și mai lipseau 4 cm pentru a obține calificarea de 21.10. La momentul respectiv am crezut că pot atinge acea calificare la jocuri, pentru că la noi sunt două criterii de calificare. Ori prin barem, 21.10, sau dacă nu, printr-un ranking mondial. Asta ce înseamnă? Primii 32 din lume în top list în anul respectiv, în funcție de punctele adunate de la competiții, au calificarea în mână. Eu fiind foarte aproape de acel barem cu 21.06, deci mai aveam 4 cm, cumva mă culcasem pe ureche că deja sunt acolo. Și probabil și din cauza asta, din cauza că am fost foarte relaxat, am reușit să ating baremul la o săptămână după, dacă nu mă înșel. Oricum foarte aproape după acest rezultat. La limită cumva. Exact, la limită. Iar când am ajuns la Tokyo, am realizat că toți cei 32 care trebuiau să meargă din top list au îndeplinit baremul. Deci dacă nu îndeplinam baremul, nu mergeam. Deci n-au mai fost 100% exact, condiția mai fost de a te afla da, în acel ranking. Bă, nu era ultima șansă pentru tine, Rareș? Concursul din Cehia, mai aveai posibilitatea după el? Mai era noi aveam în plan un campionat balcanic, la care am renunțat pentru pregătirea de la jocuri. Deci urma să particip la campionatele balcanice de seniori, din Serbia, dacă nu mă înșel. Și eu și antrenorul meu am spus pas, am preferat să stăm acasă pentru că deja avusesem vreo 10 competiții activ și practic însemna uzură. Uite, săptămâna trecută l-am avut în platou aici pe Ion Pascu, campion MMA, bănuiesc că este un nume cu care rezonezi, și ne spunea ceea ce înseamnă și cam cum arată o zi de pregătire din viața lui. Are mai mulți antrenori, unul de cușcă, unul de sală. Tu faci parte tot dintr-o categorie de sport care implică o mare forță, care implică prezența bănuiesc și în sala de forță, lăsând la o parte tehnicile pe care ți le perfecționezi exact la fiecare antrenament. Cum arată practic o zi pe care tu o aloci strict pentru dezvoltarea masei musculare? O faci cu același antrenor cu care faci și cealaltă pregătire sau pur și simplu ai tu stilul tău de a te antrena în sala de forță? Foarte bună întrebare și se vede că vii din lumea sportului.
pentru că în ultimii ani a început să vină și la noi valul ăsta în România de a avea un strength and conditioning coach, adică un antrenor personal pentru pregătire fizică. Ceea ce am observat că și tenismenii și, uite cum spui tu, și luptătorii de MMA și practic mai multe sporturi au acest antrenor care se ocupă de pregătirea fizică generală și un antrenor principal care se ocupă strict de specific. Și eu am acest antrenor și aș prefera să-i spun numele, Lucian Niculescu, care este din Alba Iulia. Și în această cale îi mulțumesc. Iar antrenorul meu de aruncarea greutății pentru specificul meu de atletism este domnul Sorin Tirichiță. Deci, da, există doi antrenori care se ocupă de planul meu de pregătire per total și fiecare pe specificul lui. Dacă am nevoie să cresc în masă musculară sau să cresc în forță sau să slăbesc, depinde de perioada respectivă, anului în care mă aflu, atunci apelez la Lucian, antrenorul meu de pregătire fizică, și el o să-mi dea toate coordonatele și toți parametrii de care am nevoie pentru a mă antrena, nu știu, o lună, două, trei, cât este nevoie. Și antrenorul principal, care se ocupă de aruncarea greutății, este cel care se ocupă tot anul de pregătirea mea per total. Cum s-au desfășurat zilele de antrenament pentru tine în perioada pre-Jocuri Olimpice pentru a ajunge în cea mai bună formă, astfel încât să ai și rezultatul dorit? A fost destul de greu, pentru că, bineînțeles, în primul rând, clima a fost... Severă cu voi? Foarte severă, da. Foarte mare umiditate, 70-80% umiditate. Al doilea criteriu a fost fusul orar, care mi-a dat mari bătăi de cap primele 6 zile. Atât de multe zile. Da, da. Comparativ cu partea cealaltă, cu Statele Unite ale Americii, când am fost în 2014 acolo, m-am acomodat mult mai repede față de Japonia. Și asta s-a simțit și în pregătire, pentru că la ora 4 dimineața eu mă trezeam și mi-era foame, mergeam să mănânc ceva, deci mai aveam somn. Și bineînțeles că a afectat puțin, pentru că dacă aveam antrenament dimineața la 10, cam toți eram foarte obosiți. Și după care ne-am adaptat, am avut tot ce am avut noi nevoie din partea autorităților din orașul Matsudo, din partea primarului, din partea, am avut susținere totală și tot ce ține de baze de antrenament, stadion și sală de forță, recuperare, inclusiv mâncare, s-au ocupat ei și a fost ok. Deci, per total, a fost bine. Dar și am o curiozitate. Uite că tot vorbeam de MMA, de box. Ei trebuie să-și atingă o anumită categorie de greutate. La voi există un astfel de nivel din punct de vedere al greutății când concurați la o anumită competiție? Sau... A doua cea mai bună întrebare pe ziua de astăzi. O să iei un premiu, eu nu țin curând, pentru cele mai bune întrebări. Exact. Cel puțin la... Îți luăm o diplomă, deci... La sportul nostru. De ce zic că este bună întrebarea? Pentru că multă lume nu știe că unele sporturi nu au limită de categorie, cum este sportul meu, și nu au categorie. Comparativ cu, nu știu, haltere sau box sau... Și atunci noi trebuie să ne batem cu un aruncător din America, dau un exemplu, care are poate 10 ani de experiență în plus față de noi și vreo 10-15 kg în plus față de noi. Deci nu există categorie. La aruncarea greutății, oricine poate din lumea asta arunca un metraj și câștigă, el câștigă. Deci nu ține cont de categorie, de kilograme sau de vârstă. Și mai am o curiozitate, Rareș. Ține foarte mult de tehnică sau de forța pe care o ai? Este un cumul total. Pentru că acum, dacă spui că nu există o categorie, ar putea fi oarecum lucrurile disproporționate, în condiții în care spui luptai cu ghilimele cu alții, exact, mult mai... Sunt disproporționate, dar fiecare este special în felul lui și dacă celălalt compensează prin greutate sau prin înălțime, eu personal compensez prin viteză, viteză și tehnică. Deci, se echilibrează, se pot echilibra lucrurile. Exact, oarecum și, bineînțeles, prin pregătire și printr-un program metodic foarte bun, se poate ajunge la aceiași parametri.
Adică sunt foarte multe exemple de aruncători din toată lumea în care, nu știu, există diferențe de 20, chiar 30 de kilograme între ei sau de înălțime, nu știu. Unul de la 1,80 m concurează cu unul de 2,05 și au același rezultat. Deci se poate. Însă ține foarte mult de pregătire. Am înțeles. Deci, voiam să spun faptul că nu-ți poți subestima adversarul în vreun fel, astfel încât să-l vezi fizic sau așa și să-ți faci o idee care e ușor eronată vis-a-vis de capacitățile lui, pentru că te poți surprinde prin alte completări pe care tu nu le cunoști de aproape legat de el, decât dacă l-ai văzut într-adevăr în competiții sau dacă îl cunoști de dinainte. Într-adevăr, și toată chestiunea asta la prima vedere poate fi o iluzie. Cu cât înaintezi în performanță și cu cât ai mai multă experiență, nu te mai sperie sau nu te mai șochează când vine lângă tine și are, nu știu, 20 cm peste tine sau 20 de kilograme în plus. Pentru că știi că tu poți să compensezi în alt sens sau poți să ai calități mai bune astfel încât rezultatul să fie mai bun al tău. Bineînțeles, și pe lângă asta, cum ai spus și mai devreme, noi suntem un grup mic în toată lumea asta de aruncători, care ne știm și cam știm ce poate fiecare. Și acolo există surprize, pot exista surprize din partea oricui. Este un sport mai atipic în care poți să vii cu ultimul rezultat și să câștigi. Știu că îmi spuneai toată trecută când ne-am întâlnit de faptul că ai fost, din cauza vârstei, la un moment dat subestimat. Pentru că Inclusiv acum ți s-a întâmplat asta, aici vreau să ajung, pentru că avem percepția asta în care lasă că e mic, n-are experiență, ce poate să știe el și lumea subestimează pe bază de vârstă. Chiar și acum s-a întâmplat asta la jocuri? Sau înainte de calificarea la Jocurile Olimpice? Înainte de calificare a contat foarte mult vârsta și unii spuneau că nu te poți califica și oricum lasă că ai timp, că vine următoarea Olimpiadă, vine Parisul, dar fiecare după părerea lui. Important e să știi ce ai în buzunar, cum s-ar spune. Dacă crezi în potențialul tău și știam că ating acele rezultate în antrenament, era clar că va trebui să obțin și calificarea. Uite că tot vorbim de rezultate și de atingerea potențialului maxim. O avem la telefon pe Ancuța Bodnar. Bună seara! Bună seara! Uite, stăteam un pic de vorbă aici cu Rareș Toader și, bineînțeles, despre experiența lui la Jocurile Olimpice. Pe calea aceasta aș vrea să te felicit și pe tine pentru rezultatele pe care le-ai avut de-a lungul timpului și nu doar acum. Felicitări și din partea mea! Vă mulțumesc mult pentru invitație! Mulțumesc! Și stăteam puțin de vorbă despre cum a fost toată experiența asta, toată nebunia. Bine, noi atinsesem acum un subiect ușor mai sensibil și anume subestimarea sportivilor pe bază de vârstă și uite că nu e cazul. A fost o experiență minunată, cel puțin pentru noi, și grea în același timp. Vorbim despre Jocurile Olimpice, despre cel mai important eveniment sportiv al planetei. Din cauza pandemiei s-a desfășurat în condiții diferite. Eu una mi-aș fi dorit să merg și la celelalte sporturi, să-i pot încuraja și să învăț de la ei, să împărțim experiențe. Vârsta pot spune că este doar un standard pe care poți să ți-l impui doar tu. La noi nu a existat asta. Noi de când am intrat în dublu, aveam 20 de ani și am ieșit vicecampioane mondiale și toată lumea a rămas uimită cum la 20 de ani se poate face așa ceva. Secretul poate fi chiar tinerețea. Experiența vine ulterior cu fiecare concurs pe care îl traversezi. Tocmai de asta am ales să te întreb și pe tine, pentru că știu că ai avut o experiență similară și tocmai ca să întregim cumva opinia vis-a-vis de treaba asta. Ionuț, te rog dacă ai o întrebare pentru Ancuța. Da, Ancuța, și eu te felicit și bineînțeles în numele întregii redacții Metropola TV. Vreau să te întreb, a fost oarecare presiune atât pe tine cât și pe partenera ta, mai ales că din punct de vedere a rezultatelor canotajul românesc nu mai obținuse o medalie de aproximativ 13 ani? Vă mulțumesc mult. Da, a fost presiune, trebuie să recunosc. Îmi era
Îmi doream foarte mult acest rezultat, atât eu cât și colega mea. Aveam, bineînțeles, și o mică nesiguranță, deoarece cursa noastră este de 2000 de metri și contează foarte mult condițiile meteo. Val, vânt și se pot întâmpla foarte multe... Neprevăzute, nu? Să nu spun chiar nenorociri, dar aproape de nenorocire. Și din cauza asta am rămas mereu concentrate și mereu atente pe ceea ce aveam de făcut până la ultima lovitură. Și da, a fost presiune și emoții. Dar am încercat să nu ne gândim la lucrul acesta și să facem ceea ce am făcut noi în antrenament ca să ne putem bucura ulterior noi și pe ceilalți care își doreau același rezultat de la noi. Știm de la antrenorii voștri, Anca, de faptul că a fost un cantonament aprig și este un cantonament aprig pentru voi an de an, 11 luni din 12 de cele mai multe ori, departe de familie, departe de cei dragi sau de activitățile obișnuite pe care orice om, noi aici putem să le practicăm oricând, dar voi aveți un regim foarte strict. A fost anul acesta cumva care să... Spunem că s-a pierdut, a fost un an special pentru voi, ați reușit să căpătați mai multă forță? Da, a fost un an special, a fost chiar un an benefic pentru noi. Ne-am antrenat 4 luni în cantonament în Italia. Acesta a fost cel mai greu pas pentru noi. În ultima lună chiar a trecut super greu și apoi am fost la campionatul european și după s-a schimbat... cantonamentul și totul, când ne-am întors la Znagov și cumva am revenit la forma noastră unde eram învățați. Cum spunem noi, acasă este la Znagov. Vorbeam mai devreme cu Rareș, prezent aici în studio, și ne spunea cât de greu i-a fost în primele zile să se obișnuiască cu tot ceea ce înseamnă climă, civilizație, modul de viață al japonezilor. Cum a fost pentru voi? Uite, el ne mărturisea că i-au trebuit în jur de 5-6 zile să se obișnuiască cu fusul orar. Pentru voi, fetele, a fost mai ușor sau pur și simplu ați avut nevoie de o perioadă mai lungă de timp să vă obișnuiți cu ceea ce înseamnă schimbarea aceasta? Noi ne-am adaptat foarte repede. Noi am început din țară să ne adaptăm. Aveam antrenamente la 5-6 dimineața, tocmai să mai recuperăm cam 2 diferențe de la fusul orar. Și când am ajuns acolo, în prima zi știu că nu am dormit, deși trebuia să dormim în țară, era noapte. Și apoi ne-am intrat în normal. Dormeam doar la prânz o oră și un pic și apoi seara toată noaptea. Deci chiar nu am avut probleme cu somnul și nici cu masa. Știu că imediat după întoarcerea voastră de la Jocurile Olimpice n-a durat prea mult pauza și ați reluat antrenamentele pentru următoarele competiții. Cum stăm în momentul de față, Anca? Eu sunt încă în vacanță, deci acasă. Deci este mai, e mai lejer. Da, colega mea, Simona, se pregătește pentru campionatul european de tineret și ea este în pregătire. Eu voi merge pe 1 la Znagov și o să încep pregătirea pentru campionatul național. Deci mai avem un pic de așteptat. Ești printre norocoși, cum s-ar spune. Da, chiar cea mai norocoasă. Cu siguranță ești printre norocoși, ai venit în țară cu medalia de aur, ați venit împreună, bineînțeles, și e un lucru extraordinar. Presupun că și pentru tine a fost copleșitor și plin de emoție, chiar și ceremonia care s-a desfășurat ulterior în țară la Palatul Cotroceni și tot ce s-a întâmplat. Da, de când ne-am întors din țară am avut foarte multe evenimente, am fost foarte bine primite, atât la Cotroceni cât și la cluburile noastre, federație, bineînțeles instituții locale de la comunele din care provenim. Toată lumea s-a bucurat foarte mult pentru noi și chiar mi-au spus că vor să facă sportul mult mai cunoscut și să se înfieze chiar din comune săli de sport pentru a promova sportul. Ar fi extraordinar pentru că ducem lipsă de infrastructură și voi la canotaj chiar știți foarte bine cum e cu lipsa de infrastructură. Deci... Da, știm. Bun, Anca, nu pot decât să-ți mulțumesc că ai intrat cu noi în legătură directă și îți lansez pe calea asta o invitație să treci pe la noi în platou ca să stăm o oră de vorbă așa, să-ți spunem noi toate întrebările. Sigur că da. Mulțumim tare. Mult drag. Mulțumim tare mult, Anca. O zi frumoasă. Și eu vă mulțumesc. O zi frumoasă. La revedere. Da.
iată că au reușit să... Mai aveai o întrebare și ți-am... Nu, Alice, nu? Okay, sunt foarte, foarte mândră de ea, pentru că au reușit să câștige această medalie așteptată de 13 ani. Toată era Elisabeta Lipă încoace, dar am avut un scurt circuit, pentru că noi obișnuiserăm publicul să avem medalii de fiecare dată când intram în apă, da? A fost o perioadă în care, din păcate, canotajul românesc a dus lipsă de rezultate și iată că ele au deschis din nou acest drum către performanță. Bine, scuză-mă, adică, cred că sunteți de acord amândoi cu mine cu faptul că, până la urmă, sportul, educația, toate ramurile, să zicem așa, dintr-o țară, reflectă realitatea societății în care trăim și, din păcate, noi nu am făcut performanțele pe care le-au făcut alte țări. Noi n-am reușit să ne punem pe picioare așa cum au reușit alte țări. Am revenit în, să zic așa, am venit în democrație după o perioadă care nu ne-a învățat aparent mare lucru. Lucrurile stau ca pe ace din multe puncte de vedere. Rareș, tu poți să-mi convin faptul că la infrastructură stăm exact la fel cum am stat și acum 50 de ani în multe zone ale țării. Bineînțeles. Inclusiv chiar și în București, adică cu mici modificări, dar baza... Îmbunătățiri de suprafață, exact, adică superficiale, exact. Nimic, nu lucruri... Nimic da. Construit nou, proiecte noi sau săli noi sau nu, nici pe departe. Și tu cum vrem să avem niște performanțe? Și normal că îi luăm, uite, o mână de oameni, îi aducem aici în platou, noi așa, Ionuț, că doar au venit de multe ori, și ne bucurăm de rezultatele lor, în ciuda lipsei de susținere pe care o au, din păcate, pe alte părți. Da, și încercăm să-i facem pe cei care au putere de decizie să revină cu atenția la sport, Alice, pentru că, din păcate, sportul nu se numără printre prioritățile guvernanților și acest lucru face ca rezultatele lor să fie pur și simplu din munca lor, fără niciun fel de sprijin. Și voiam să întreb un pic pe Rareș referitor la acest aspect. Federația Română de Atletism este implicată în ceea ce înseamnă dezvoltarea voastră? Vă ajută financiar? Pentru că am văzut că de la an la guvernul aruncă tot mai puțin bani către sport, în general, nu doar către secția pe care tu o reprezinți. Bineînțeles, susținerea cea mai mare pot să spun că de acolo vine, de la Federația Română de Atletism și cluburile noastre, fiecare la ce club activăm. Dar eu cred că resurse sunt, dar sunt gestionate greșit. Adică ne trebuie un sistem să-l reinventăm cu toții, de la antrenori sportivi până la cei din conducere, și să vedem cum să pornim de la o bază, inclusiv la împărțirea bugetului, unde merg, către ce loturi, de junior, de senior, de tineret, de, nu știu, investiții în proiecte școlare, pentru că de acolo se face selecția. Și trebuie să gândim pe termeni, nu știu, de viitor, la modul de două olimpiade, deci două cicli olimpice. Deci pe minim 8 ani. Bineînțeles, minim 8 ani. Și de asta spun, resurse sunt, chiar dacă nu sunt cum ne-am dorit noi, față de alte țări, spre exemplu, nu știu, Polonia sau America, nu mai vorbim. Dar haideți să ne raportăm aici pe zona noastră, în Europa. Dacă luăm fostul bloc comunist și luăm în considerare și chiar și Ungaria, chiar și Polonia, mie nu mi se par că se apropie în vreun fel cu ce este la noi. Adică au galopat exact. către performanță din multe aspecte, nu doar ale sportului. Exact, exact. Eu consider că este nevoie de un plan de prioritate națională pentru a renaște sportul. Și, iar mă repet, să se facă gestiunea mult mai bună și mai atentă, să nu se mai risipească banii degeaba. Trăim în zilele acestea într-o societate rară și în care, să spunem, copiii nu se mai îndreaptă atât de mult către sport pe cât ne-am dorit și preferă această iluzie a vieții în online mai mult decât ar trebui să o petreacă într-o sală, pe un teren de sport, într-un bazin. Tu ai avut un exemplu puternic în familie, pe bunicul tău care a fost campion la ceea ce înseamnă săritura în înălțime în 1967. Crezi că este important ca într-o familie să existe un astfel de exemplu să întărească această dragoste pentru a veni la sport? Da, este important, dar nu este factorul principal, pentru că fiecare își poate descoperi talentul fără să aibă pe cineva în familie. Cu atât mai mult este un plus dacă ai pe cineva, dar nu este o piedică nici pe departe. Cred că, da, iluzia asta falsă cu tot ce înseamnă social media și oarecum restricționează visele oricărui copil din orice domeniu.
Și aici cred că familia contribuie foarte mult la dezvoltarea lui, nu neapărat ca sportiv, ci ca om. Deci depinde ce, după ce valori te ghidezi. Și fiecare poate folosi acest social media în favoarea lui și să adune toate informațiile necesare ca să ajute la dezvoltarea lui. Și nu să-l îndepărteze de valorile la care ne ghidăm. Bine, ei se raportează la conceptul de easy money, pentru că asta este, din păcate, ceea ce se promovează este drept. Sunt mulți copii care au reușit să facă sume impresionante de bani, mai mari decât ar face oricând într-o lună sau într-un an părinților, din salariile medii din România. Și se îndreaptă către treaba asta pentru că pun pe primul loc valoarea financiară, fie că este strict valoarea banului, cât valoarea hainelor pe care le îmbracă, mașinilor pe care le conduc sau zonei din oraș în care locuiesc. Și din păcate lucrurile acolo cred că s-au pierdut undeva la momentul în care ei, și ce dacă mi se cântă imnul în fața unei planete întregi care se uită? Câți bani pot să iau? Lasă, mai bine stau aici cu minte și uite. Și așa cred că acolo s-a pierdut valoarea asta și de naționalism, poate, și de mândria performanței proprii. Pentru că, uite, putem să venim și să spunem, tu la ce ești cel mai bun din lume? Da, cu siguranță. Ok, bine. Noi foarte mult, Rareș, ne raportăm la fotbal. Și este cel mai mediatizat sport, este denumit sportul rege, banii sunt foarte mulți. Cum este sportul pe care îl reprezinți din punct de vedere al remunerației? Pentru că știm că voi poate munciți într-un an cât un fotbalist într-o lună, iar nivelul de muncă pe care îl faceți voi este mult, mult mai mare, dar beneficiile sunt total opuse. În afară de Olimpiadă, iartă-mă, care este momentul în care și guvernul intervine și vă remunerează dacă obțineți performanțe, mai există modalități de a primi premii pe parcursul competițiilor la care participați? Încep prin a spune că n-aș vrea să minimalizez performanțele fotbaliștilor și fiecare sport este greu în felul lui. Dar, da, din punct de vedere al remunerației, suntem mai defavorizați. Ăsta e sportul și nu e vina noastră. Este o chestiune globală. Cred că aici media ar trebui să-și facă treaba și să fim promovați mai mult, pentru că de acolo automat vin și banii, din marketing și din imagine. Din sponsori externi care vin să susțină sportul pe care... E mai greu de atras un sponsor extern sau a început chestiunea... una să vadă deficitul financiar în sport? Chestiunea legată de sponsorizări, să știți că nu este atât de rea precum ne imaginăm noi. Okay. Stăm foarte prost la capitolul legea sponsorizării, legea sportului în România. Și cred că de acolo ar trebui să plecăm. Am vorbit cu destul de mulți oameni care erau interesați să facă sponsorizări în sportul ăsta. Și, practic, mi-au explicat birocratic ce înseamnă. Uite, pot să fac asta sau nu pot să fac asta. Și spune pe țin toate. Exact, ajungem să ne lovim de aceste probleme. De dosarul cu șină. Exact, de dosarul cu șină. Și, cu siguranță, în toate instituțiile statului la fel. Adică nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Se pot face bani și din sportul acesta dacă ești activ pe social media, în primul rând, și dacă ai un manager foarte bun care te poate promova și te poate băga în niște competiții care să fie mai vizibile din punct de vedere al marketingului? Exact, cum ar fi Diamond League la noi în atletism, unde acolo se câștigă practic cel mai mult față de orice altă competiție. Da, cred că toți cei din lumea sportului trebuie să contribuim la dezvoltarea financiară a sportului ăsta. Revenim puțin la experiența ta de la Tokyo. Din păcate pentru tine nu ai reușit să te califici în finală. Ai fost la două poziții să faci acest lucru. Este un sistem, primii 12, dacă nu mă înșel, se califică. Tu ai terminat pe locul 14. Ce ți-a lipsit să fii în primii 12? A fost o zi mai nefastă pentru tine? Cum ai simțit ziua aceea care ar fi putut să te promoveze către finală și, bineînțeles, către lupta către o medalie?
Ca să simplific, mi-a lipsit o aruncare bună. A fost, cred că, o greșeală tehnică pe care am făcut-o la momentul respectiv. Bineînțeles, au fost și emoții, de ce să nu recunosc. Dar asta nu e tot. Multă lume, de fapt aproape toată lumea, are așteptări de la sportiv în ziua aceea să fie cel mai bun și uită că noi parcurgem niște ani foarte tumultoși până să ajungem la Jocuri Olimpice. Și cum am spus și la începutul emisiunii, eu am avut cel puțin 10 competiții înainte de Jocuri Olimpice, una după alta, la fiecare săptămână. Și oarecum este logic să nu poți să performezi la toate. Este ceva fizic, nu ai cum. E uman să nu fii la capacitatea ta maximă non-stop. Iar toate recordurile mele și toate rezultatele mele au fost obținute din 6 aruncări. Când am fost la Olimpiadă, noi am avut 3 aruncări de calificare. Asta e sistemul la competiții, la competițiile mari. Și din 3 aruncări nu am reușit să ating acel barem. Au intervenit mai multe. La ultima aruncare, spre exemplu, a fost o neînțelegere de arbitraj a celui care a aruncat înaintea mea. El a făcut contestație și s-a așteptat rezultatul, s-a așteptat decizia. Și eu am fost scos și reintrodus și de 3 ori în cercuri din care noi aruncăm. Ceea ce nu s-a întâmplat asta la nicio olimpiadă, deci a fost în premieră, o spun cu un gust amar, dar asta este realitatea. Și sunt foarte mulți factori. Lumea din afară și în general lumea din afara sportului vede cu alți ochi și consideră că noi trebuie să mergem acolo, să fim ca niște zei. Suntem și noi oameni, și pe noi ne doare capul și noi întâmpinăm tot felul de probleme. Sau o problemă personală de care, Doamne ferește, te izbești. În fine, în cap a fost făcută o glumă la un show televizat din state și dacă ai trimite întâi niște oameni obișnuiți, aleși aleatoriu din fiecare țară să facă probele pe care le fac ei și după aia să-i vezi pe ei, atunci îți dai seama la ce nivel sunt de fapt acești sportivi. Că dacă am fi luat așa aleatoriu, păi eu nu pot să alerg de aici și până mai încolo, că deja mă doare ceva. Deci trebuie să apreciem până la urmă rezultatele și faptul că au fost acolo. Și dacă îmi permiți, mai am o curiozitate, că tot îl avem pe Rare și aici și știu că o să ne mai onoreze cu prezența, bineînțeles. Aș face o comparație cu tenis, Rare, și unde un jucător de tenis când servește are primul serviciu, dacă intră foarte bine, da, poate câștiga punctul sau și poate face punctul mai ușor. Dacă nu, mai servește cu serviciul 2, schimbând oarecum felul în care o face și strategia. La voi, la aruncări, odată ce ai simțit că prima aruncare nu a fost cum ți-ai fi dorit tu, continui cu același stil sau ai un backup, ai un plan de rezervă să schimbi felul în care ai aruncat, că poate la a doua aruncare ți va intra așa cum dorești? În general este bine să ai un backup și să ai un plan B. Dar este exact ca în box, cum spunea Mike Tyson, că toată lumea are un plan până primește primul punct. Așa se întâmplă și la noi. Noi mergem acolo pregătiți, toți ne dorim să fim cei mai buni. Nu există un participant la Jocuri Olimpice care să spună că nu a încercat să dea totul. Și să intre prima lovitură, să fie aia cea care... Inclusiv eu și colegii mei, toți am încercat să fim cei mai buni. Mi-am dorit mai mult decât dumneavoastră această calificare, vă dați seama. Și așa au stat lucrurile, da, am plecat cu un plan B, însă acolo pe teren s-a schimbat situația pentru că detaliile tehnice și-au spus cuvântul și... Te poate dezechilibra o astfel de situație aceea spatele tale din cerc când momentul de concentrare e maxim? Pentru că oricât ai vrea să iei în calcul tot ce se va întâmpla acolo, apar și lucruri neprevăzute. Adică noi ne-am gândit la fus orar, la tot ce înseamnă de pregătire, la umiditate, mâncare, exact, la mâncare, să avem cu noi apă pentru că e foarte cald. Am dat doar un exemplu. Dar lucrurile acestea nu le putea anticipa nimeni, că acel sportiv va face contestație și arbitru mă va scoate de 3 ori din cerc.
Deci, repet, ce a ținut de voi ați făcut. Unic. Exact. Și, dar atunci, categoric, trebuia să mă adaptez. Dar uite că, fiind prima experiență, nu am reușit să mă adaptez, dar acum știu ce am de făcut. Deci, iată, acumulând experiență, în viitor își va spune cuvântul și vei avea o altă reacție dacă va fi cazul să se repete așa. În definitiv, ești mulțumit de cum a evoluat anii aceștia pentru tine și de punctul în care ai ajuns la o vârstă fragedă. Exact, a fost cel mai bun an al meu din toată cariera mea, pentru că am reușit un record personal, deci cel mai bun de când m-am apucat. Și care este totodată un record național, ceea ce mi-am dorit foarte mult, ca să am toate recordurile naționale la toate categoriile de vârstă. Deci, practic, în România, cu nicio greutate, nu s-a aruncat mai mult, n-a fost altcineva care să arunce mai mult, de la juniori până la seniori. Și asta pentru mine este o reușită, în primul rând pentru mine ca om. Mi-am dorit asta. Spuneai mai devreme de tot ceea ce înseamnă acești factori care țin de voi. Uite, am avut un reprezentant al fotbalului românesc care a participat la această olimpiadă cu Naționala de Tineret și ne spunea la un moment dat că alimentația pe care japonezii au servit-o către reprezentanții noștri a fost una deficitară. Știm cât de importantă este alimentația pentru sportivii din categoria ta. Cum a fost mâncarea pe care v-au dat-o japonezii? Pentru că s-au plâns. Uite, colegii s-au plâns. S-au plâns că orezul era rece, că era cam în sânge, aproape se mișca prin farfurie carnea. Știm ce înseamnă alimentația. De acolo vă luați combustibilul pentru ceea ce înseamnă o zi. Da, este foarte importantă alimentația, dar aici depinde de sport. Deci depinde de sport. Probabil el s-a referit din punctul lui de vedere. Pe noi ne ajută dacă este carnea mai în sânge, ca să glumim puțin, deci, cum ai dat un exemplu. Cred că a fost ok. Mi se pare că ei au stat în altă parte, n-au stat cu noi acolo. Dar nu, ei nu au stat, acolo. Asta e de menționat, faptul exact. Că cei de la fotbal au stat și cei de la handbal au stat într-un hotel. Exact. Rareș a avut oportunitatea să stea în satul olimpic, unde lucrurile chiar au stat diferit din multe puncte de vedere. Exact, și de asta nu mă pot pronunța, pentru că nu știu ce fel de masă au avut ei. Dar la noi, în satul olimpic, cred că a fost destul de ok. Pot cu lucrul acesta se poate confirma și mai din păcate n-am întrebat-o pe Ancuța, dar chiar a fost ok. Era o hală mare de 3.000 de persoane, capacitate de 3.000 de persoane, care puteau mânca în același timp. Și mâncarea era foarte diversificată, era pe în funcție de continent, Europa, Asia, deci aveai tot ce... Și mai era un aspect legat de calitatea paturilor, pentru că au dorit să... Au fost evite, reciclabile, la maxim reciclabile. Alte activități în satul exact de vacanță. Sportive. Nu știu cum v-ați odihnit. Da, cred că asta a fost cea mai mediatizată parte, cel puțin dinaintea Jocurilor Olimpice. Adică prima oară a fost că s-a amânat și a doua oară cu paturile din carton. Da, exact. Alea au fost. Exact. Și după aia au primat pe social media dozatoarele de sucuri și de toată tehnologia. Da. Cu patul n-am avut probleme, însă, într-adevăr, era foarte fragil, cel puțin la categoria mea. Poate, nu știu, alți colegi au fost mai norocoși, dar la mine a fost foarte... Dormeai cu frică să nu... Exact, și am prins și un cutremur acolo, sau chiar două. Deci am prins un cutremur la 5 dimineață. E la ordinea zilei pentru ei. Da. Deci, noi românii suntem obișnuiți, depinde din ce zona țării da. Exact. Și lasă încă un cutremur. Dar când a început cutremurul, am preferat să fiu într-un pat de carton și într-o clădire foarte bine construită de japonezi. Deci m-am liniștit, a compensat cumva. Până la urmă, Rareș, cât a durat toată experiența din Japonia? Ca timp? Cred că în jur de 3 săptămâni. 3 săptămâni, da, aproximativ. Trebuie să aștepta să veniți acasă, iar acum, pentru că mai avem doar un minut la dispoziție, Rareș, care este planul tău pentru viitor? Planul meu, bineînțeles, este următoarea olimpiadă, Jocuri Olimpice de la Paris. Este un drum pe care de luna viitoare o să încep să îl parcurg, deci din septembrie
o să încerc să îmi fac planul de pregătire pentru următorii 3 ani de zile, pentru că am învățat foarte multe și acum știu cum să fac lucrurile diferit. Și știi la ce să te aștepți în cazul în care se repetă istoria? Sunt doar 3 ani, nu mai sunt 4, lucru care, da, în definitiv, s-ar putea să te avantajeze, nu? Da, eu va trebui să merg acolo cu gândul de a câștiga o medalie, pentru că este aproape apogeul unui aruncător de greutate. Și unui sportiv în general, Jocurile Olimpice, exact, reprezintă competiția supremă. Da, ești de acord cu mine, Ionuț? Da, îi ținem pumnii, nu ne rămâne decât să-i ținem pumnii și să-i urăm succes, bineînțeles. Mulțumesc. Iată cât de greu și cu cât timp înainte, Alice, îți începe antrenamentele pentru o probă care poate dura câteva minute. Da? Deci îți trebuiesc 3 ani, cum spune el că va începe din septembrie, să se pregătească pentru un moment care a trebuit să fie strălucirea ta totală la Jocurile Olimpice. Eu urez succes și mulțumesc tare mult că a acceptat să vină și îl așteptăm cu medalie data viitoare. Până la medalie, cu siguranță o să mai vii pe la noi, Rare, și îți mulțumim tare mult pentru prezență, dar timpul nostru a ajuns la final. Revenim și mâine, tot de la ora 17, cu subiectele zilei din sport. Rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM.